Să ne reamintim ce am discutat săptămâna trecută și o să începem cu denumirea, deci care este traducerea. Bhagavad Gita, cum se traduce Bhagavad Gita, cine se cuvântă? Scrie pe tablă, da? Da, tu vrea înseamnă acolo, da. Cântarea Divinității sau Cânticul Divin. Și noi am văzut despre faptul că Bhagavad Gita discută mai multe subiecte, cum ar fi, de exemplu, desubirea fundamentală dintre corpul material și dintre suflet. Bhagavad Gita povestește, de asemenea, despre procesul transmigrării dintr-un corp în altul. La sfârșitul capitolului 2, Krishna povestește despre calitățile unui suflet realizat. El face acest lucru de mai multe ori pe parcursul Bhagavad Gitei, pentru că este un subiect foarte important. El încearcă să facă distinția dintre cunoașterea teoretică și cunoașterea realizată și exact asta este diferența. Pentru că, de fapt, cunoașterea înseamnă anumite trăsături, anumite însușiri ale caracterului. Și cunoașterea nu înseamnă teorie, cunoașterea nu înseamnă doar informație, cunoașterea înseamnă transformație. El vorbește despre Karma Yoga, despre Dhyana Yoga, el vorbește despre Ashtanga Yoga, el vorbește despre destinul persoanelor care își amintesc despre divinitate în timpul morții. Și, bineînțeles, că el vorbește despre Bhakti, despre comuniunea cu divinitatea printr-o relație de iubire, într-o comunicare, comuniune de iubire. Dar, totuși, pentru a ne ajuta să înțelegem mai bine Bhagavad Gita, marii maestri spirituali împart aceste diferite, multiple teme în doar 5, le selectează în 5. Și eu am uitat care sunt cinci teme și haideți să ne aducem aminte și să vă reamintiți care sunt aceste cinci teme. Deci prima, Ishvara. Ce înseamnă Ishvara? Hai, spuneți. Spune care. Persoana Divină Supremă, da? Dumnezeu Suprem. Bine. Care este a doua temă pe care am discutat-o? Jiva. Care este traducerea cuvântului Jiva? Suflet individual, da? Sufletul atomic sau atomul de conștiință. Și de asemenea am vorbit despre patru tipuri de jiva. Care sunt ele? Carmen? Sida, da? Dar care sunt aceste Sida? Deci Sida înseamnă perfecte, perfecțiune. Și care sunt ele? Hai că Marian ne ajută prima, spune-te. Nitya Sida, da? Nitya Sida înseamnă sufletele care nu au căzut niciodată. Da, care n-au căzut niciodată sau sufletele eterne, liberate. A doua categorie de jiva sunt care? Cine ține mintea? Nitya Bada, da? Corect, Nicoleta. Și ce înseamnă Nitya Bada? Entitățile care au căzut. Cuvântul Bada înseamnă entitatea care a căzut și Bada, de asemenea, avem cuvântul Bad, în limba engleză, care înseamnă Bad. Deci, sufletele rele, să spunem așa. Sufletele decăzute. Și mitea înseamnă etern decăzute, în sens că nu poți să înțelegi în istoria Universului când a avut loc această decădere. Când s-a întâmplat acest lucru. Avem a treia categorie de suflete, care sunt numite cine ține minte? Domnul Alexandru? Sorin? Mugela? Nu? Carmen? Tu prin ce vrei să atingi perfecțiunea spirituală? Prin ce? Deci ce o să te ajute să atingi perfecțiunea spirituală? Ce metode folosești pentru a atinge perfecțiunea spirituală? Bhakti, ok. Sada. Este Bhakti, dar tehnic se numește Sadhana Bhakti. Deci este practica devoțională, anumită practică, da? Și există o categorie de suflete, a treia categorie, care prin Sadhana ating Siddha. Și ele se numesc Sadhana Siddha. Deci entitățile vii care au atins perfecțiunea printr-o Sadhana. Printr-o anumită practică spirituală.
Și mai există a patra categorie de jiva, care se numește, Radu? Kripa. Kripa. Am uitat încă ești cu Kripa. Cât de bine este să aveți căietele la voi. Și cum se traduce cuvântul Kripa, ce nu mai ține minte? Grație. Deci entitățile vii care au fost graționate de un suflet elevat, de un suflet mare, care prin puterea sa spirituală a putut imediat să eleveze acest suflet la nivelul spiritual. Și noi am dat exemplu de cum se numește acest proces când deținuții sunt eliberați. Grațiere. Grațiere. Deci, uneori, înainte de alegeri, mai ales, politicienii fac acest lucru. Bine, și a treia temă care este descrisă în Bhagavad Gita este Prakriti. Prakriti înseamnă energie materială care este compusă din Carmen. De ce este compusă energie materială? Din? Are cineva vreo idee? Daivi Heshaa Guna Mai, Mama Maya Duratea. Daivi Heshaa Guna Mai, Mama Maya Duratea. Da, mama înseamnă a mea, da. Daivi Heshaa Guna Mai. Din cele trei modele ale naturii materiale. Și vă doresc, țineți minte care sunt cele trei modele ale naturii materiale, așa e? Care este iubitul mod al nostru? De mult până la pasiune. Bunătate, bineînțeles. Bine. Și avem al patrulea subiect discutat în Bhagavad Gita, care este care înseamnă timpul etern, da? Sau timpul ator devorator. Și Krishna spune Kala smido ka kashya krit pravidho. Eu sunt timpul marele discutător al lumilor. Deci nimeni nu poate să se ascundă de la influența timpului. Și al cincelea subiect care este discutat în Bhagavad Gita este Karma. Da, activitățile fructoase. După definiția exactă care am dat noi din Bhagavad Gita, în acord cu versetul 3 din capitolul 8, karma este acțiunea care ține de dezvoltarea corpurilor materiale ale ființelor vii. Deci asta este definiția exactă. Care dintre aceste cinci sunt eterne și care nu sunt eterne? Cine ține minte? Karma este singura care nu este eternă, cu condiția să se realizeze eliberarea. Dar cum atingem eliberarea? Prin ce? În acord cu Bhagavad Gita. Bhakti. Bhakti. Prin comuniunea cu Divinitatea. Așa se atinge naishkarmia sau eliberarea din karma. Bun. Astăzi, deci, începem cu primul capitol din Bhagavad Gita. Data trecută a fost revizuirea. Și primul capitol se numește, Shrila Prabhupada a tradus acest capitol ca oștirile pe câmpul de luptă de la Kurukshetra, dar în sanscrită, tehnic, acest capitol se numește Arjuna Vishada Yoga. Arjuna Vishada Yoga. În traducere se traduce ca Yoga Disperării. Poftim? O să înțelegem acum, imediat o să vedem de ce. De ce Yoga Disperării sau maestru spiritual mai traduc ca criza existențială a lui Arjuna. Și o să vedem care a fost cauza acestei crize existențiale. Cauza principală, în general, al acestei crize, al acestei dispereri din partea lui Arjuna a fost faptul că el a văzut pe partea opusă care a trebuit să lupte. El și-a văzut frații săi, el și-a văzut fiii fraților săi, care practic în... Eu tot deseori îmi puneam întrebarea, pentru că uneori în Bhagavad Gita și în comentarii apare că Arjuna trebuia să lupte cu fiii săi.
Și eu tot timpul mă gândeam, dar cum ar fi îndrăznit un fiu să stea de partea opusă și să lupte cu taică său. Dar după aia, explicația, am găsit explicația că, de fapt, în tradiția indiană, în tradiția hindusă, de obicei, familiile erau mari. Frații, sorile, bunei, ei toți trăiau împreună într-o curte sau în palate mari. Și atunci, de obicei, nu se făcea, iată și la Maharaj povestea cum el, timp de 30 de ani, tot a călătorit în Marea Britanie, în diferite orașe din Marea Britanie. Și el are foarte mulți prieteni indieni care stau cu familiile sale mari în Marea Britanie. Și el zice, după 20 de ani, eu nici acum nu știu, sigur nu sunt convins cine este fiul cui în unele familii, pentru că în tradiția indiană copiii îi numesc pe toți bărbații din familie, numesc Pita, ceea ce înseamnă tată, și pe toate femeile din familie respectivă le numesc Mata, ceea ce înseamnă mamă sau Mataji. Și acești Pita și acești Mata nu fac nicio diferență dintre fiii săi și fiii surorilor sale sau fraților săi. Nu se face nicio diferență și din acest punct de vedere, copiii cresc foarte sănătoși pentru că ei primesc foarte multă iubire și grijă. De la toți. Ei sunt iubiți de toți. Și nu acest sentiment că, uite, mama mă iubește și vecinul mă urește. Sau ceva de gen. Nu. Toți maturii sunt oamenii care sunt iubitori, care împărtășesc iubirea. Și din punct de vedere psihologic, ei cresc niște persoane foarte puternice pentru, datorită acestei iubiri care ei o primesc. Și atât, în acest sens, fiii lui Duryodhana și fiii verilor lui Arjuna, ei erau de partea, bineînțeles că de partea opusă, erau împreună cu taică său, cu Duryodhana și cu alți frații ai săi. Dar Arjuna avea acest sentiment către ei, pentru că ei sunt fiii mei, deci noi i-am crescut, noi i-am împărtășit iubire și am primit iubire de la ei. Și acum ei stau în fața mea și eu sunt convins că eu va trebui să-i ucid, eu va trebui să-i distrug, pentru că asta este acum situația. Deci este o situație care n-a putut să fie evitată prin tratamente, prin discuții, prin diferite măsuri care s-au luat pentru a evita acest război. Acest război, din păcate, n-a putut nicicum să fie evitat. Și Bhagavad Gita descrie cum întregul corp îi se tremura, arcul Gandiva e lucrat din mâna și arcul Gandiva este un simbol foarte puternic pentru Arjuna, la fel cum pentru bărbații moderni, simbolul lor este, de exemplu, mașina sau chitara sau barba sau alte elemente foarte importante. În mod similar, pentru un kshatriya, simbolul lui, deci un lucru cu care un kshatriya, un războinic, niciodată nu se despărțea, erau armele lui. Mai ales, în cazul lui Arjuna, acesta era arcul lui Gandiva, care el l-a primit de la Domnul Shiva. Este o povestire separată, nu o să intrăm acum în ea. Și plus, Arjuna era atât de atașat de arcul său, încât el avea și un jurământ, un legământ. Legământul era, consta în faptul că dacă cineva vreodată cuiva îi trecea vreo idee să-i ofenseze arcul lui Arjuna, Gandiva, să spună ceva despre arcul lui Arjuna, Arjuna avea legământul să-l ucide. Deci asta era legământul lui Arjuna. Și pe câmpul de la Kurukshetra s-a întâmplat un caz foarte interesant într-o zi. Yudhishthira, fratele cel mai mare al Pandavilor, era atât de disperat și săturat deja de această luptă. Era a 12-a zi. Lupta a continuat 18 zile. A 12-a, 13-a zi și Yudhishthira deja era absolut epuizat, nu mai putea. Și într-o zi l-a chemat pe Arjuna și a spus, Arjuna, tu mi-ai promis că tu îi ucizi. Uite câte zile deja și ne masacrează toată armata noastră, noi rămânem fără soldați. Deci fă ceva, eu te rog. Și Arjuna atunci a spus, astăzi o să omor. Nu e o problemă, astăzi eu mor, sigur. La sfârșitul zilei, Yudhishthira a fost rănit foarte grav și atunci căruțarul lui l-a scos de pe câmpul de luptă cu niște plante medicinale ayurvedice. Yudhishthira după câteva ore și-a revenit, toate rănile lui au fost curățate și a fost
vindecată și Iudiștira și-a revenit foarte rapid. Ea era o artă mistică care era folosită de soldați. Și Iudiștira atunci epuizat, bandajat, cumva a intrat în în cortul pandailor și Arjuna abia se întorcea împreună cu arcul său, Gandiva. Arjuna se întorcea de pe câmpul de luptă seara și Iudiștira cu zâmbet pe față întreabă, nu? Ai făcut? Pentru că dacă un kshatriya spune, îl face. Deci dacă un războinic își promitea ceva, el făcea. Deci nu se pune problema cum avem noi astăzi. Deci oamenii pot să vorbească cuvinte foarte frumoase și sunt uitate. Arjuna intră și, din păcate, Karna s-a implicat și Arjuna n-a putut să-l distrugă pe Duryodhana și n-a putut să-l distrugă pe Dukshasana pentru că a fost implicat Karna. Și atunci Iudhishthira a întrebat, e ucis? Și Arjuna a spus, din păcate, n-a putut să facă acest lucru. Și atunci, asta a fost una din acele zile care era un bad day pentru Iudhishthira și el, deși era o persoană foarte virtuoasă în acea zi, nu și-a stăpânit simțurile, nu și-a stăpânit mânia și a început să o certe foarte dur pe Arjuna. Foarte dur. L-a luat la rost foarte dur. Și în un moment a spus și arcul tău, acesta arc al tău prostez, poți să-l arunci pentru că oricum nu ți-e de niciun folos. Și în acel moment, mâna lui Arjuna s-a apucat de sabie și a început să o scoată. Și în acest moment intră Krishna în cort și pune mâna pe mâna lui Arjuna și întreabă, prostule, tu ce faci acum? Și Arjuna spune, eu mă țin de cuvânt. Și Krishna spune, ține-te, bine, nicio problemă, ucide-l pe fratele tău. Și am terminat totul atunci. Și atunci toate entitățile demonice, foarte repede, încep să domine asupra cuvântului. Fă, ține-te de cuvânt, sigur. Și atunci Arjuna a întrebat, iarăși a avut o dilemă, pentru că Arjuna tot timpul avea aceste dileme și Krishna intenționat îi punea pe ambii, și pe Arjuna și pe Iudhishthira, în fața unor probleme care era cei mai important, dharma mondenă sau dharma spirituală. Din punct de vedere a dharmei sau a datoriei mondene, a legii moralității morale, mondene, Arjuna trebuia să se țină de cuvânt. Dar din punct de vedere a planului lui Krishna, Arjuna nu putea să facă acest lucru, să-l ucide pe Krishna și-a pus mâna pe mâna și spune, hai, fiule, să vedem care va fi decizia ta. Și Arjuna, până la urmă, a spus, Krishna, nu știu ce să fac, tu îmi spune-mi, te rog, ce să faci. Și Krishna atunci a dat un indiciu și a spus, trebuie să-l ucizi și în același timp să nu-l ucizi. Cum să fac acest lucru? Și atunci Krishna a spus, tu trebuie să-i spui cuvinte urâte. Pentru că în momentul în care o persoană îi spune cuvinte urâte, din punct de vedere psihologic, tu îl distrugi, tu îl omori. Și Arjuna atunci, el n-a vorbit niciodată în viața lui acest lucru, niciodată nu i-a spus niciun cuvânt urât fratele lui. Deși el, fratele lui i-a pierdut pe ei în două jocuri de zahăr. Și fratele lui a făcut și alte prostii. Arjuna niciodată în viață n-a spus niciun cuvânt superiorului său. Aceasta era cultura vedică. În timpurile de astăzi noi discutăm cu părinții, vrem noi ascultăm, noi vrem noi ascultăm. Noi discutăm cu Diksha Guru, cu Shiksha Guru, ne place, îl ascultăm, nu ne place, nu îl ascultăm. În zilele de astăzi nu mai vorbim ce se întâmplă în zilele de astăzi, dar în timpurile alea era o disciplină foarte, foarte serioasă în acest sens. Era oamenii lor foarte virtuoși și foarte pioși. Și atunci Arjuna cu mare greu a început să-i spună, tu, prostule, și Krishna a spus, acest lucru nu este suficient. Și așa mai departe. Și până la urmă, deci Arjuna și-a amintit de toate lucrurile din care i-au suferit, dar și-a amintit aminte, nu din punct de vedere că el a fost cumva jignit, dar el de mult a vrut să-i spună lui Iudhishthira faptul prin câte suferințe a trecut Draupadi din cauza lui Iudhishthira, fratele lui mai mare. Și atunci, cu această motivație, Arjuna a amintit, ții minte ce ai făcut din soția noastră.
ții minte prin ce durere a trecut ea, ții minte acei 12 ani, prin ce am trecut noi prin pădure, fiind în exil 12 ani. Eu am trebuit să devin un eunuc din cauza ta. Și a început să-i spune cuvinte urite, urite, urite și dure. Și deșterea doar tălera toate aceste lucruri. Și până la urmă, deci, situația a fost rezolvată. Și iată, când se spune că Arjuna și-a lăsat arcul său Gandiva, deci este un element foarte simbolic care este descris în primul capitol din Bhagavad Gita, care indică un fapt că Arjuna era chiar foarte disperat. Deci foarte necăjit, foarte disperat și foarte simțea acest conflict din interiorul său, pentru că iarăși, dintr-o parte, el trebuia să-și apere dinastia și familia de să-i protejeze de agresori. Din altă parte, vedele spun ahimsa paramo dharmo, ceea ce înseamnă că ahimsa, non-violența, este principiul superior al dharmei, al spiritualității. Și iată, mari maestri spirituali explică că, într-un sens, criza, Arjuna a trecut printr-o criză, printr-o anumită criză, dar criza, în final, orice criză prin care trecem noi, este un lucru pozitiv. De ce? Pentru că prin aceste crize, persoana divină ne învață cum să depășim anumite limitări și cum să ne elevăm la un nou nivel al conștiinței. Deci fiecare criză este ca ceva de gen când ajungem, mergem pe un coridor și ajungem la un dead end, cum se numește? În fundătură. Și aici aveam două opțiuni. Prima opțiune este să ne uităm în jos, a doua opțiune este să ne uităm în sus și să vedem că, de fapt, este o treaptă pe care trebuie să urcăm, să ne cățărăm și ne-am urcat la un nivel mai elevat. Deci, prin crize, prin dificultăți, divinitatea ne scoate din zona de confort în care noi, de obicei, avem tendința foarte rapid să stabilim o anumită zonă de confort, care în sanscrită care se numește pratishtha. Pratishtha înseamnă, stan înseamnă loc, când noi avem cuvântul Pakistan, Hindustan, da? Afganistan, stan înseamnă loc. Și stan înseamnă loc care eu îl controlez, este locul meu care eu îl controlez. Și iată, deci de obicei noi aveam tendința să ne înconjurăm, să facem în jurul nostru o anumită zonă de confort, care noi o controlăm, în care lucrurile sunt cât de cât sub control, și noi ne atașăm de acest loc, și când ne atașăm de acest loc, de obicei noi stagnăm. Deci avem tendința să stagnăm în acest loc. Dar atunci, cum zicea Bhaktisiddhanta Sarasvati, maestru spiritual, deci la Prabhupada, zicea că când divinitatea iubește pe cineva, atunci îi aruncă spini în care, dar când divinitatea iubește foarte mult pe cineva, atunci îi dă durere și îl scoate din zona de confort. Și iată, în acest sens, iarăși, noi revenim la exemplul care este dat deseori de maestru spiritual sau la explicația care este dată din punct de vedere alegoric, pentru că Arjuna a trebuit să treacă nu doar printr-un război din punct de vedere exterior, dar și printr-un război interior. Și atunci noi avem acest război care, dintre acele două opuse ale noastre, care în sanscrită se numesc Devantaka și Narantaka. Nara, cuvântul Nara înseamnă întuneric. Nara Antaka. Anta înseamnă interior sau ființa noastră interioară. Sau lumea inferioară. Sau firea și caracterul, cum se mai traduce. Adică este partea întunecată a conștiinței noastre care guvernează anumite tendințe, cum ar fi, de exemplu, invidia sau ar fi lăcomia sau pofta trupească sau aroganța. Și această parte este Narantaka, este de obicei influențată de lumile subterane, de planetele inferioare din cadrul Universului. Și noi avem partea noastră luminoasă, care se numește Devantaka. Cuvântul Deva înseamnă zei sau zeu sau semizei. Și partea aceasta reprezintă, partea aceasta a conștiinței noastre reprezintă compasiunea, integritatea, generozitatea, umilința, înțelepciunea.
sau tendințele și valorile care sunt influențate de planetele superioare, de entitățile vide din planetele superioare din cadrul Universului. Și iată o persoană care câștigă în acest război dintre Devantaka și Narantaka, o persoană care atinge victoria și care și-a cucerit propria minte, pentru că Narantaka influențează prin minte și prin simțuri. O persoană care a depășit tendințele Narantaka, tendințele întunerice, inferioare. Tehnic în scripturile vedice este numit un yogi. Deci asta înseamnă a fi un yogi. Sau un yogin. Da? Yogi sau un yogin este o persoană care stă pe cap, da? Și care face diferite asane. Și asta. Dar după definiție, un yogin este o persoană care a câștigat în războiul interior. Și în acest sens, cum câștigă el acest război? El se reconectează cu sursa, el se reconectează cu persoana divină. Deci prin yoga, prin conectare, prin conectare la sursa de putere spirituală. Un yogin, din această putere, el depășește tendințele sale inferioare. Și de aceea se numește Arjuna Vishada Yoga. Deci Vishada înseamnă disperare și yoga înseamnă a trece prin această disperare, prin procesul de yoga. De ce e maestru spiritual numit acest capitol Arjuna Vishada Yoga? Deci cum Arjuna a acceptat adăpostul lui Krishna și prin adăpostul lui Krishna el a trecut prin această disperare. Deci el a putut să depășească depresia, să depășească această criză existențială devenind un yogin. Deci prin yoga, conectându-se cu persoana divină. Da, Cosmin? Este vreo consecință? Consecințele vor fi suferința. În sensul de, adică, ok, se numește yogi cel care hrănește partea aceea, dar mă gândesc că o exista și o forță oponentă. Da, dar care se numește rogi. Rogi. Mai este încă un tip și mai mult care se numește bogi. Deci, rogi, bogi sunt opuși lui yogi. Rogi înseamnă cel care gratifică simțurile, care este un sclav sărman al simțurilor sale. Deci asta înseamnă rogi. Rogi înseamnă cel care suferă, deci suferă din cauza acestui fapt. Și bogi înseamnă cel care este disperat în a-și gratifica simțurile. Cam sunt asemănătoare, dar este o distinție fină între ele, nu mai țin minte care. Ăștia oricum sunt păpușii lui Yogi. Și la Prabhupada desigur îi spunea, you are either Yogi or Bogi or Rogi. Deci, avem două opțiuni. Bun, haideți să începem atunci să citim versetele din Bhagavad Gita. O să citim cam 11 versete și după aia explicăm. Da? Cine vrea să urmărească în Bhagavad Gita asta, puteți să faceți acest lucru. O să urmăm Bhagavad Gita as it is, o Bhagavad Gita așa cum este ea, în traducerea și cu comentariile lui Acheva Tridanta Swami Prabhupada. Deci începem cu primul verset, o să citesc sanscrita primul verset, pentru că este sunt niște cuvinte cheie în acest verset, pe care o să le explicăm mai târziu. Dhritarashtra uvacha dharma kshetre kurukshetre samaveta yutsavaha Mamaka Pandava Chaiva, Kim Akurvata Sanjaya. Dhritarashtra a spus, o Sanjaya, ce au făcut fiii mei și fiii lui Pandu, după ce s-au adunat în locul de pelerinaj de la Kurukshetra, dor nici de a lupta. Sanjaya a spus, o rege, după ce a văzut o știre desfășurată în linie de bătaie de către fiii lui Pandu, regele Duryodhana, s-a apropiat de învățătorul său și a rostit următoarele cuvinte. Versetul 3. O învățătorule, privește marea oștire a fiilor lui Pandu, desfășurată cu atâta iscusință de către priceputul tău, discipol fiului Drupada. Textul 4. Aici, în această oștire, sunt mulți arcași viteji de seamă în luptă cu Bhishma și Arjuna,
mari luptători precum Iudena, Viracea și Drupara. Versetul 7. Dar spre știrea ta, o cel mai bun dintre bramani, am să vorbesc acum despre căpetenile care sunt deosebit de iscusite, îmi am conduce o știrea. Textul 8. Aceștia sunt oamenii vestiți precum domnia ta, Bishma, Karna, Kripa, Shvatana, Ikarna și fiului Soma dată numit Burishlava, întotdeauna învingători în bătălie. Textul 9. Și mulți alți eroi ce sunt gata să-și dea viața pentru mine, echipați cu felurite arme, fiind cu toții foarte pricepuți în arta militară. Textul 10. Nemăsurată este puterea noastră și suntem în mod desăvârșit ocrotiți de către stăpânul Bishma, în vreme ce puterea fraților Pandava, cei ocrotiți cu grijă de Bishma, este limitată. Textul 11. Trebuie deci și voi toți, oriunde ați fi așezați în punctele strategice de intrare în linia de bătaie, să-l ajutați pe stăpânul Bishma. Și aici este un lucru tehnic care îl face Duryodhana, fiind un strateg. El la început i-a glorificat pe toți generalii săi din armata sa, dar în același timp el cumva l-a luat peste picior pe Bhima, pe Bhishma, care era marele marele bunic al dinastiei. Și Duryodhana știa foarte bine că Bhishma, într-un sens, este foarte atașat de cei cinci Pandava, dar Bhishma, din păcate, a trebuit să lupte de partea Kauravilor. De ce? Pentru că asta era jurământul sau legământul lui, că el întotdeauna să protejeze tronul Hastinapurului. Și fiind faptul că, pe moment, Kauravii, tehnic, erau posesorii tronului din Hastinapur, Bhishma era dator să lupte de partea Kauravilor, deși lui acest lucru nu îi plăcea foarte mult și era foarte atașat, mai ales de Arjuna, era foarte atașat de cei cinci frați Pandava. Și mai târziu, chiar este o povestire, când Bhishma a fost, până la urmă, el n-a fost ucis de Arjuna, dar a fost dat la pământ de săgețile lui Arjuna. Și el era culcat în pat de săgeți. Și ultimele zile, Bhishma avea un dar de la taică său, avea binecuvântare, că el poate să-și părăsească corpul său oricând ar dori el singur. Și după bătălia de la Kurukshetra, Yudhishthira, fratele cel mai mare dintre cei cinci Pandava, era foarte disperat. Deci el a zis, dar atâția oameni au fost masacrați doar din cauza mea. Și atunci, într-o zi, Krishna l-a luat pe Yudhishthira și a spus, hai la Bhishma, care acum este culcat în parte săgeția lui Arjuna și el încă este în corpul său și acest suflet mare poate să se explice din când de vedere a Dharmei ce s-a întâmplat în timpul de lucru de la Kurukshetra. Și iată, cinci Pandava împreună cu Draupadi au venit pe timp unde era culcat Bhishma pe acest pat din săgeți. Și Bhishma, el era un devotat foarte mare al lui Krishna. O să vă povestesc o dată, acum nu o să intrăm în multe detalii. Dar ideea e că Bhishma a început să povestească anumite înțelepciuni darmice din scripturile de aici. Și în acel moment, Draupadi a început să râde. Și Bhishma, cum a întrebat-o, Draupadi, de ce zâmbești? Și Draupadi a spus, nu zâmbesc, nu râd, dar totuși cumva este ciudat că tu acum vorbești despre arma. Și atunci când eu eram dezbrăcată în sala palatului, tu nu-ți aminteai nimic despre principiile religioase, despre principiile spirituale. Și de ce acum ne povestești despre Dharma, după ce Arjuna te-a dobărât la pământ cu săgețile tale? Și Bhishma atunci a spus, tu ai dreptate. Mintea mea a fost contaminată. Sângele meu a fost contaminat de influență demonică. N-ar întaca lui Duryodhana. De ce? Pentru că eu mâncam hrană din mâinile lor. Eu mâncam hrană din mâinile Kauravilor. Și atunci, influența lor demonică, conștiința lor demonică, prin grine mi s-a transmis mie. Și mintea mea a fost tulburată, a fost contaminată. Dar acum, după câteva zile, când sângele acel rău, practic mi-a părăsit corpul meu, eu mi-am revenit în conștiința mea originală spirituală. Și de aceea eu acum, fiind iarăși eliminat, pot să vă povestesc anumite principii darmice. Și mergi spiritual când povestesc acest caz de Mahabharata, te-ai că nu mâncați
fiți atenți unde mâncați și de la cine mâncați. Vedele foarte mult accentuează acest moment. Prin hrană, mai ales prin grâne, conștiința noastră este contaminată. De ce? Trebuie să fim foarte atenți. Acum mai avem, deci încă un lucru, mai avem în acest verset, din Bhagavad Gita, se spune Drita Ashto Vacha Dharmak Shetre Kurukshetre Samaveta Yutsava Mamaka Pandava Chela Kima Kurvata Sanjaya. Drita Ashto, regele Orbo, întreabă pe Sanjaya, care era consilierul lui, el întreabă, o Sanjaya, ce fac fiii mei și ce fac fiii lui Pandu, adunându-se pe câmpul de luptă Kurukshetra. Haideți să vedem cine este Sanjaya la început. Este foarte important, pentru că deseori este o întrebare clasică, care deseori este întrebată cine este Sanjaya. Deci, cum am mai spus, cum am menționat, Sanjaya este consilierul lui Dhritarashtra. Deci, o vedem pe Sanjaya. Uite aici, două poze. Sanjaya este discipulul lui Vyasadeva. Vyasadeva este autorul scripturilor vedice. Este incarnarea literară, o întrupare literară a divinității care a avut o anumită misiune de a revela scripturile vedice care până atunci erau în Akash, în spațiu akashic, în spațiu nerevelat. Și la rândul său, deci noi vedem Sanjaya este discipulul lui Vyasa, Vyasa este discipulul lui Narada, Narada este discipulul lui Krishna. În acest sens, Sanjaya este un devotat, el este legat, are o legământ, are o legătură cu Krishna. Prin grația maestrului său spiritual, prin grația lui Vyasadeva, Sanjaya este înzestrat cu viziunea divină, care tehnic în scripturile vedice se numește Divya Drishti. Divya Drishti înseamnă viziunea divină sau darul viziunii divine. Și iată, anume datorită acestui dar, Sanjaya a putut să vadă, să perceapă tot ce se întâmpla pe câmpul de luptă de la Kurukshetra, deși tehnic ei împreună cu Dhritarashtra se aflau la sute de kilometre în Hastinapur. Cam ceva de genul 100 de kilometre, 100 și ceva de kilometre. Și iată, vedem aici în inima lui, în conștiința lui, Sanjaya percepe tot ce se întâmplă pe câmpul de luptă de la Kurukshetra. Și el a văzut soldații lui Duryodhana și a Pandavașilor adunați pe câmpul de bătălie. El a auzit cu urechile sale, el a auzit cuvintele lui Duryodhana, știa exact ce spune Duryodhana. El a auzit strigătul de luptă aprig al lui Bhishma, bunicului Bhishma. El a perceput și a explicat lui Dhritarashtra exact despre formațiunile militare adoptate de fiecare parte în fiecare zi ale bătăliei. El a văzut moartea fiecărui erou de pe câmpul de luptă de la Kurukshetra și problema cea mai mare a lui Sanjaya a fost pentru că în fiecare zi, la sfârșitul fiecare zile, Sanjaya trebuia să-i povestească cum iarăși încă vreo 10-15 fii a lui Dhritarashtra erau uciși și el trebuia să povestească în detalii amănunțite cum fiecare din fiul lui era ucis pe câmpul de luptă de la Kurukshetra, dar fiind o fire foarte devotată maestrului său spiritual, Sanjaya avea o calitate care era calitatea de satya. El era foarte sincer. Asta era datoria lui ca unui consilier. El trebuia să-i povestească lui Dhritarashtra exact ce se întâmpla pe câmpul de luptă. Și vedele explică această Divya Drishti, deci viziunea divină, deci există o vedere subtilă extrasenzorială, care deseori oamenii care au anumite puteri de a, sau oamenii care stăpânesc aceste puteri extrasenzoriale datorită tapasului, datorită ascezilor care au fost înfăptuite în viețile lor anterioare, de ce ei au acum în viață prezentă anumite puteri mistice, abilități mistice, prin puterea extrasenzorială ei cumva văd lucrurile, dar le percep prin minte. Ei le percep prin mintea lor.
De când Divya Drishti, deci este o diferență, această diviziune divină, Vedele explică că ea reprezintă abilitatea mistică de a pătrunde în spațiul și în timpul în care se petrec aceste lucruri. Și el, persoana care are această abilitate, deci el pătrunde în spațiul și în timpul respectiv, și el, din punct de vedere senzorial, el simte tot ce se întâmplă acolo. Deci el simte temperatura, el simte orice trăire care are loc în locul respectiv, senzațiile tactile, senzațiile sonore, deci el, toate aceste lucruri el le simte. Nu doar cu mintea sa, cu inima sa, cu toată ființa sa. Deci el are o experiență directă a acestor lucruri. Asta este Divya Drishti. Și acest dar a fost obținut de Sanjaya, de la maestrul său spiritual, de la Vyasadeva, care era autorul Vedelor, pentru că Vyasadeva i-a spus, uite Sanjaya, deci tu vei percepe tot ce se întâmplă pe câmpul de luptă, de la Kurukshetra, tu îi povestești lui Dhritarashtra aceste lucruri și după aia eu o să mă conectez prin tine cu lucrurile care se vor întâmpla pe câmpul de luptă și eu să ne înregistrez. Și în acest sens a fost înregistrată Bhagavad Gita. Deci, Vyasa îi dăruiește fiului său, discipolului său acest dar, Divya Drishti, Sanjaya se conectează, vede tot ce se întâmplă, Vyasa se conectează cu el și înregistrează tot ce s-a întâmplat pe câmpul de luptă de la Kurukshetra. Deci așa a fost înregistrată Bhagavad Gita, pentru că deseori se pune întrebarea cu unde a știut Vyasadeva ce se întâmplă în mintea lui Sanjaya. Ei aveau această conectare Wi-Fi între ei, deci totul era în regulă. Și nu aveți grijă. Bine, încă un lucru. Sanjaya este un exemplu al unui sadaka. Carmen, ce înseamnă sadhana? Am uitat. Practică spirituală. Sadhana. Da. Practică spirituală, da. Un sadaka este o persoană care practică sadhana. Un sadaka deseori este un sau sadaka sau sadhu, același lucru. Un sadhu este o persoană care practică sadhana pentru a atinge sadhya. Sadhya înseamnă scopul suprem, scopul final. Eliberarea, moksha sau brahman sau bhakti sau prema, iubirea divină. Sanjaya, datorită practicii sale spirituale, datorită asocierii cu maestrul său spiritual, Vyasadeva, el atinge nivelul de conștiință sattva guna. Deci, cu alte cuvinte, el se eliberează de sub influența modurilor grele ale naturii materiale, modul ignoranței și modul pasiunii. Plus, Sanjaya are un caracter foarte virtuos. Deci, Sanjaya are un caracter foarte blând, foarte virtuos, cu foarte multe calități divine. Datorită, de asemenea, faptul că el stăpânește simțurile și stăpânește mintea. Și prin aceste însușiri și calități, Sanjaya atinge iluminarea, prin grația maestrului său spiritual, și Vedele spun Sattvamya Brahma Darshana. Doar o persoană care a atins sattva guna, modul bunătății, ia Brahma Darshana. Cuvântul Darshana înseamnă același lucru ca și Drishti. Darshana, Drishti, înseamnă a percepe, a avea o viziune, o percepere divină. Sattvamya Brahma Darshana. Doar o persoană în modul bunătății are perceperea sau accesul la Brahman, la adevărul absolut. Și acesta este exact cazul lui Sanjaya. Și noi, dacă vrem să avem acces la adevărul absolut, să percepem adevărul absolut, să percepem cunoașterea spirituală, noi conștient trebuie să cultivăm calitățile modului bunătății. Și este o temă separată. În capitolul 14 o să vorbim cum se cultivează aceste calități și, de asemenea, în capitolul 17 din Bhagavad Gita o să vorbim cum cultivăm calitățile modului bunătății. Acum mai avem încă un cuvânt foarte important în acest verset, pentru că primul verset spune Dharma Kshetre, Kuru Kshetre. Într-un sens, Bhagavad Gita începe cu cuvântul Dharma. Da? Dharma. Deci e foarte simbolic. Deci Dharma Kshetre, Kuru Kshetre. Dar maestrii spirituali, de asemenea, vorbesc despre semnificația cuvântului Kurukshetra. Și haideți la început să vedem ce este Kurukshetra, pentru că este un lucru foarte important.
Există anumite persoane care spun că Kurukshetra nici n-a existat. Pentru că lupta, de fapt, este doar o alegorie, pentru că lupta a existat doar în conștiința lui Arjuna, pentru că cei cinci Pandava reprezintă cele cinci chakre, pentru că Draupadi reprezintă energia Kundalini, Duryodhana reprezintă acea Narantaka sau partea inferioară, partea neagră a ființei noastre. Și ca atare, Kurukshetra nici n-a existat niciodată. Acum ne uităm la poze. Iar acesta este Kurukshetra. Acesta este câmpul de bătălie Kurukshetra, care, bineînțeles, în zilele de astăzi este populat, deci este, avem case, mai știu, străzi și așa mai departe. Aceasta este Brahmatirtha, deci este un lac care se află în Kurukshetra, în localitatea Kurukshetra. Kurukshetra era un locaș sfânt încă de la începutul creației, pentru că se spune că în acest loc Brahma a creat Universul. Cumva acest loc, într-un portal, este conectat cu Brahma, cu Creatorul Divin. Și în acest loc, Brahma a creat Universul, în acest loc a apărut acest lac care se numește Brahmatirtha. Și care este un loc de pelerinaj pentru sute de mii de oameni, anual, noi puteam să-i vedeam. Și ar fi cumva naiv să gândim că sute de mii de oameni cumva sunt duși în eroare și greșesc atunci când vin în câmpul de luptă, adică când vin în Kurukshetra, pentru că Kurukshetra n-a existat. Acesta este o sculptură unde exact a fost povestită locul, unde exact a fost povestită Bhagavad Gita. Deci este iarăși un loc de a face selfie, cei care dintre voi să ajungă neapărat să faceți acest lucru în locul respectiv, merită. Explicați puțin ce înseamnă a fost explicată Bhagavad Gita. Locul unde a fost povestită Bhagavad Gita. Povestită. Nu unde Sanjaya, unde Krishna i-a povestit lui Arjuna Bhagavad Gita. Sanjaya era în Hastinapur. Dar locul pe câmpul de luptă cu Kurukshetra, iată, haideți să întorc pozele. Iată, vedeți aici, noi avem două armate, Pandava și Kaurava, și în centru se află Krishna cu Arjuna. Și iată, locul acesta exact, îl vedem în poză, scuze. Iată aici, acum, în prezent. Deci este monumentul lui Krishna. Se fac excursie acolo? Se fac excursie, exact. Ați fost acolo? Trebuia să vin, dar m-am îmbolnăvit. Și am fost invitat de Gopal Krishna Maharaj, de un discipol de la Shiva Prabhupada, dar eram bolnav, dizenterie. Nu îi sfătuiesc pe nimeni să aibă dizenterie în mine. Am înțeles că dacă ajungi în India, te botează. Dacă ajungi în India, prima călătorie în India îți arde karma foarte, foarte dur și te purifici și corpul se purifică, și sângele se purifică, și toate chakrele se purifică, tot se purifică. După aia deja corpul deja începe să genereze anumite bacterii și este obișnuit cu lucrurile, cu bacteriile locale. Bun, haideți puțin să citim despre Kurukshetra, încă ceva informații. Deci să vorbim despre Brahma Sarovar sau Brahma Kund, Brahmatirtha. Deci, cum am mai spus, Brahma, acest loc este legat de asemenea cu Domnul Brahma. Dar Vamana Purana descrie un lucru foarte interesant, că acum câteva mii de ani, înaintea lui Hristos, regele Kuru, a venit în acest loc descris în Vede ca Uttara Vede sau Brahma Vede, situat pe malul fluviului Sarasvati, cu scopul de a atinge iluminarea spirituală prin cultivarea celor 8 virtuți. Deci, regele, așa numitul rege Kuru, care era căpetenia dinastiei Kuru, de la care a pornit Kaurava, da? El a venit în acest loc pentru a înfăptui tapase, pentru a obține 8 virtuți, care sunt descrise în scripturile vedice cu cuvântul. Prima virtute care a vrut să obțină Kuru în acest loc, prin asceză, a fost tapas. Tapas înseamnă un efort conștient pentru autodisciplină, pentru a stăpâni mintea și simțurile. Asta e ceea ce a cultivat regele Kuru în acest loc. A doua virtute care a fost cultivată de el și obținut în acest loc, prin asceză, prin tapasya, este satya.
Satya înseamnă adevăr sau obținerea de la rostirea minciunii. Este o calitate brahmanică, o calitate foarte importantă pentru orice persoană spirituală. A treia calitate se numește kshama. Kshama înseamnă iertare. O calitate foarte importantă. A patra calitate este daya. Daya înseamnă compasiune. Noi intenționat acum scriem aceste calități pentru că o să vedeți mai târziu care este legătura dintre aceste calități și Kurukshetra. Daya înseamnă bunătate sau compasiune. Încă o calitate importantă, 5, se numește Shudra. Shudra înseamnă puritate sau curățenie, dar nu merge vorba doar despre curățenie exterioară, dar merge vorba despre curățenie gândurilor, da? Curățenie intențiilor. A șasea calitate se numește Dana. Dana înseamnă caritate. Deci toate au fost cultivate de acest rege, în acest loc. A șaptea se numește Yajna. Se scrie Yajna. Se scrie Yajna, dar se citește ca, sau se spune ca Yajna. Și a opta calitate, foarte importantă, se numește Brahmacharya. Yajna înseamnă sacrificiu, scuze. Yajna înseamnă sacrificiu sau abandonare pentru adevăr. Dar cel mai des vor se traduce ca sacrificiu. Abilitatea de a sacrifica anumite lucruri pentru interesul divin. Și a opta calitate este Brahmacharya. Brahmacharya înseamnă continență sexuală sau abstinență sexuală. Este o calitate foarte importantă. Cuvântul acharya înseamnă un mod de viață. Brahma înseamnă adevăr. Un mod de viață care duce foarte rapid la realizarea adevărului. Când cineva stăpânește pornirea sexuală. Și iată, când regele Kuru, mai mulți ani la rând, a înfăptuit aceste asceze și a cultivat aceste 8 calități virtuoase, el le-a obținut. Dar, după un moment dat, Domnul Vishnu apare în fața regelui Kuru și spune: eu sunt foarte satisfăcut, foarte mulțumit datorită ascezilor tale și datorită faptului că tu ai cultivat conștient aceste calități. Și eu aș vrea să te înzestrez cu niște binecuvântări. Te rog să ceri de la mine orice. Și atunci regele Kuru a spus următoarele lucruri. Eu aș vrea să primesc următoarele 2 binecuvântări. Ca acest loc, pentru totdeauna, să fie cunoscut ca un loc sacru, cu numele de Kurukshetra. Și Domnul Vishnu a spus tot asta. Acest loc, de acum înainte, se va numi Kurukshetra, în numele regelui Kuru. Și, de asemenea, în acest loc, Kuru a spus: eu vreau ca toate entitățile vii care vor muri în acest loc să atingă eliberarea. Și Vishnu a spus tatastu, să fie așa. Orice entitate vie care își va părăsi corpul său fizic în acest loc va atinge, va fi elevat în planetele superioare. Și în acest sens, Kurukshetra este ca un portal cu planetele cerești, cu planetele superioare. Acum, Krishna nu degeaba a ales acest loc. Da? Pentru că Krishna a ales locul în care a avut loc războiul de la Kurukshetra, pentru că Krishna înțelegea că în acest loc, oamenii virtuoși, în mod natural, vor primi energie. Și oamenii vicioși, în mod natural, vor fi lipsiți de energie. Pentru că este un portal. Și atunci Krishna intenționat a spus că fac Kurukshetra, acolo vom lupta. Și de aceea Dhritarashtra, el simțea puterea acelui loc, el simțea că războiul care va avea loc, are loc din cauza slăbiciunii lui,
și el întreabă pe Sanjaya, Dharmak Kshetra, Kurukshetra, Sanjaya, spune-mi, te rog, ce se întâmplă pe Dharmak Kshetra aia, Kurukshetra, pentru că Sanjaya a înțeles imediat intenția lui, a înțeles imediat ce se întâmplă în gândurile lui, pentru că după aceea își făcea griji că fiii mei, fiind vicioși, vor fi lipsiți de putere pe Kurukshetra, pe când Pandava și fiind persoane virtuoase, având în mod natural, da? Pandava erau înzestrați cu aceste calități de la naștere. Ei, în mod natural, vor rezona cu locul respectiv și vor primi energie și ei vor fi mai puternici pe câmpul de luptă. Deși, cum am mai vorbit, de două ori armata Kauravilor era mai mare decât armata Pandavașilor. Bun, și mai avem câteva texte, haideți să le citim. Bineînțeles că nu o să terminăm tot capitolul astăzi. O lăsăm și pe data viitoare, dar mai citim câteva versete și mai vorbim puțin. Textul 12. Atunci Bhishma, marele viteaz, cel mai bătrân din dinastia Kuru, străbunul luptătorilor, a suflat foarte puternic din scoică, scoțând un sunet ca regnetul leului spre bucuria lui Duryodhana. Apoi scoicele, tobile mari, goarnele, trâmbițele și cornurile răsunară toate deodată, iar vuietul lor era clopotitor. De cealaltă parte, Domnul Krishna și Arjuna, așezați în marele lor cal de luptă, tras cu cai alb, suflară în scoicele lor transcendente. Domnul Krishna sufla în scoica sa, numită Pancha Janya, Arjuna suna în scoica sa Devadatta, iar Bhima cel lacom caduc, cel ce sfârșește fapte supraomenești, sufla în scoica sa înspăimântătoare numită Paundra. Iată, acestea sunt scoicile în care suflau, nu chiar acestea sunt, dar în sens că este un exemplu al unor scoici în care se suflă și ele se suflă în timpul înainte de anumite ritualuri spirituale, se suflă în ele înainte de sacrificii, se suflă în ele chiar și în timpul nunților vedice. Deci, pentru a crea o atmosferă benefică, Mangala Shanti se numește, pentru a crea o atmosferă auspicioasă, chiar și în timpul kirtanelor, deseori se folosește scoica, se cântă în scoica, pentru că Vedele explică că sunetul scoicii reprezintă sunetul primordial om. Deci, când suni scoica, este că... Și unele scoici sunt foarte mari, foarte mari și rezonează, au o frecvență foarte adâncă, profundă și emană deseori un sunet din nou. Ele sunt găsite în ocean, și iată aici se retezează, vezi? Vârful se retezează și în interior are gaura aia, în semn de spirală. Și după aia, deci ele fiecare scoică și are sunetul său și efectul său. Dar sunetul scoicii, în acord cu Vedele, reprezintă sunetul tuturor mantrelor vedice. Și de ce înainte de orice ceremonie vedică este sunat, se face sunetul scoicii, pentru că, într-un sens, toate mantrele vedice sunt simultan recitate. Deci vă dați seama cât de auspicios este acest sunet. Și pe lângă aceasta se spune că sunetul scoicii purifică conștiința de influența, frecvența tamasică, influența modului ignoranței și modului pasiunii. Și plus, sunetul scoicii de asemenea respinge spiritele și duhurile malefice. Și de aceea Krishna și Arjuna, bineînțeles, că au sunat în scoicile sale, mai ales scoica lui Krishna, se numește Pancha Janya, și în Krishna Book, care v-am trimis tuturor, o să găsiți povestirea despre Pancha Janya, demonul Pancha Janya, care într-o zi s-a ascuns într-o scoică și a fost ucis de Krishna în Oceanul Indian. Este o povestire separată. Nu se vor spune despre acum. Deci era o scoică mistică. Scoica lui Krishna, mai ales, era o scoică mistică. Încă câteva versete. Textele 16-18. Regele Yudhishthira, fiul lui Kunti, sufla în scoica sa Ananta Vijaya, Nakula și Sahadeva suflară în Sugosha și Mani Pushpaka, marele Arkashi, regele din Kashi, marele războinic și Kandi, Dishtadyumna, Viraja, Satyaki și alți războinici, Subhadra, cel cu braț puternic, suflară cu toți pe rând în scoicile lor. Sunetul acestor felurite scoici deveni copleșitor, răsunând atât în
cer, cât și pe pământ, sfârșind inimile fiilor lui Dhritarashtra. Textul 20. Atunci Arjuna, fiul lui Pandu, așezat în carul de luptă și purtând stindartul ce avea ca semn pe Hanuman, apucarea arcul, gata să-și lanseze săgețile. O rege, adică Dhritarashtra, Sanjaya spune lui Dhritarashtra, o rege, privind la fiii lui Dhritarashtra așezați în linie de bătaie, Arjuna grăi către Domnul Krishna următoarele cuvinte. Și acum haideți să vedem cum a apărut Hanuman pe steagul lui Krishna, adică pe steagul lui Arjuna pe câmpul de luptă cu Kurukshetra. Hanuman este un talisman iubit al lui Barack Obama. Deci într-un interviu, când interviurul l-a întrebat care sunt lucrurile care le purtați pentru noroc, Barack Obama a scos mai multe lucruri și printre ele era această statuietă micuță a lui Hanuman. Este a Hindu God, I love him very much. Nu mai știu exact în care din Purana, dar este o povestire interesantă, că înainte de bătălie de la Kurukshetra, Krishna l-a indus în eroare, deci sub influența energiei iluzorii divine, care se numește Yoga Maya. Există Maha Maya, dar există și Yoga Maya. Maha Maya înseamnă energie iluzorie materială care acoperă conștiința tuturor entităților vii condiționate. Pe când există încă un tip de iluzie care se numește Yoga Maya. Yoga Maya afectează devotații divinității pentru a înfăptui anumite lucruri mistice. Prin ei, Krishna înfăptuiește anumite lucruri pe care el are nevoie pentru a-i stabili principiile spirituale. Și iată, într-o zi, Krishna l-a acoperit pe Arjuna și pe Hanuman cu această energie Yoga Maya, pentru că ei s-au întâlnit la un moment, nu s-au recunoscut și Arjuna îl întreabă pe Hanuman, maimuță, tu cine ești? Și Hanuman îi spune, eu sunt Hanuman. Și Arjuna, atunci fiind foarte puțin îngânfat sub influența lui Yoga Maya, spune, tu ești devotatul al lui Rama, deci tu ești devotatul personalității care i-a impus pe sărmanii urși și sărmanile maimuțe să-i construiască un pod din bolovan peste Oceanul Indian. Al Eloia Rama, tu ești devotat. Și Hanuman a început să se enerveze și a spus, da, eu sunt devotatul lui Rama. Devotatul persoanei supreme, Rama, care este Satchitananda și așa mai departe. Și Arjuna n-a vrut să asculte mai departe și a spus, să fi fost eu acolo, lui Rama nici nu ar fi avut nevoie să construiască un pod din bolovani, pentru că eu ar fi făcut un pod din săgeți, cu ajutorul săgeților mei. Și este adevărat, Arjuna, având puteri mistice și având aceste arme mistice, el trăgea o săgeată, intona o anumită mantra și această săgeată se transforma în sute de săgeți, care ca ceva de gen stingere, atingeau toate țintele care le avea în minte Arjuna. Deci nimeni nu putea să fugă de la aceste săgeți. Ele puteau fi contracarate cu alte mantre, cu alte săgeți mistice. Dar dacă cineva nu știa cum să contracareze aceste arme, el era sigur distrus. Și de aceea Arjuna știa această artă care se numește Dhanur Veda, de a trage săgeți, de a le munți. Și el putea în câteva clipe să tragă o săgeată și să le transforme în multe și să facă un network, deci cumva o rețea din săgeți, creând diferite forme. Și Hanuman atunci a spus, tu dacă ai fi făcut un pod din ăsta, podul tău n-ar fi rezistat nici greutatea măcar unei cele mai mici maimuțe din armata lui Ramachandra. Atunci Arjuna deja era atins și Arjuna a spus, hai să încercăm, hai să vedem, eu voi face un pod, tu vei urca pe el și vom vedea cât de rezistent va fi podul respectiv. Și atunci Arjuna a încantat niște mantre, a meditat, a atins apa pentru a face acea mană, a încantat mantra, a tras niște săgeți și în câteva clipe a apărut un pod din săgeți. Atunci Hanuman, cu ajutorul puterii sale mistice, care se numește Mahima Siddhi, s-a mărit în dimensiuni
Și plus încă se mai povestește că Hanuman a pus în buzunare încă niște bolovani din munții care erau prin apropiere, just in case. Și plus se mai spune, a legat de Pearl sau a legat mai multe bolovani, niște cumva, nu știu, a sucit prin Pearl sau, deci cumva, ca să devină mult mai greu. Și Hanuman s-a apropiat de podul respectiv, a pus primul pas și a început să apese cu piciorul său asupra podului. Și podul cam a început să scârțe și în acel moment Arjuna, bineînțeles fiind un devotat al lui Krishna, el și-a adus aminte de Krishna, asta fac devotații de obicei, și aduc aminte de persoana divină. Și a început să se roage, Krishna, te rog, eu sunt devotatul tău, uite câte servicii am făcut pentru tine. Podul ăsta, fă te rog așa, ca podul ăsta să reziste, pentru că vreau să-ți protejez cumva reputația ta, pentru că sunt îndevotat al tău. Și în acel moment și Hanuman a început să se gândească, oh, Rama, uite, Dumnezeul ăsta a spus niște cuvinte urâte despre tine și eu te rog foarte mult, ajută-mă, te rog, să stric podul ăsta. Și Hanuman atunci a pus ambele picioarele, a pus pe pod și a început să apese foarte tare pe pod și podul scârția, dar tot nu cedea. Și la un moment dat, Arjuna deja a văzut că podul cedează și a început și mai tare să se roage, și mai intensiv să se roage. Și la un moment dat, și Hanuman făcea același lucru. Deci ei se rugau, ambii se rugau la zeitățile lor, zeității inimilor lor. Și la un moment, Hanuman a văzut cum de sub pod a curs un șuvoi de sânge. Hanuman s-a speriat, a sărit de pe pod, s-a uitat ce se întâmplă sub pod și Hanuman l-a văzut cu Rama, care cu spatele său ținea podul de sub pod. Și atunci săgețele, bineînțeles că i-au început să-i taie spatele de Ramachandra. Și Arjuna atunci a sărit sub pod și s-a uitat ce se întâmplă acolo, ce face Hanuman acolo sub pod. Și Arjuna a văzut aceeași persoană, dar aceeași persoană nu arăta ca Rama, dar arăta ca Krishna. Deci, pentru că e aceeași persoană, de fapt. Da? Aceeași persoană, Krishna și Rama, aceeași persoană. Și atunci, Ramachandra i-a vorbit lui Hanuman. Da? I-a vorbit lui Hanuman și i-a spus, Hanuman, mie îmi pare rău pentru faptul care s-a întâmplat acum, dar eu te rog foarte mult, în curând va avea loc un război grandios în care va fi implicat, nu, vor fi implicați nu doar regii de pe Pământ, dar și planetele superioare și planetele inferioare, pentru că pe câmpul de Kurukshetra, simultan, războiul avea loc în mai multe dimensiuni. Deci Mahabharata povestește războiul care a avut loc în dimensiunile noastre, dar simultan, în Kurukshetra, a avut loc război în mai multe dimensiuni, care erau implicate în entități celeste și entități demonice. Și de aceea, Rama i-a spus lui Hanuman, Hanuman, uite, în curând va avea loc un război pe câmpul de luptă de Kurukshetra și Arjuna, fără ajutorul tău, nu va rezista nicio zi în acest război. Ramachandra a încercat cumva să-l încurajeze pe Hanuman, pentru că știa, trebuia să ducă niște tratate. Și i-a spus, fără ajutorul tău, Arjuna nu va rezista nicio zi în acest război și eu te rog ca tu să-l binecuvântezi cumva pe Arjuna și să-l ajuți cu puterea ta extraordinară. Și Hanuman atunci a spus, bine, eu să mă manifest pe calul de luptă al lui Arjuna, pe stindartul, pe steagul lui Arjuna, eu să mă manifest ca Hanuman, ca acel simbol. Și prin puterea mea mistică, eu o să reduc puterea săgeților care vor fi împușcate, vor fi trase în Arjuna. Și asta s-a întâmplat exact. Deci, săgețile, unele săgețe îl atingeau pe Arjuna, pătrundeau în corpul lui Arjuna, dar datorită puterii mistice lui Hanuman, ele nu-l afectau foarte tare, nu-l afectau foarte dur. Și plus ce mai făcea Hanuman încă în timpul luptei, de fiecare dată când știți cum luptători în timpul luptei, ei strigă, deci așa mai. De fiecare dată când Arjuna striga, Hanuman dubla strigătura lui, și apăreau strigături din aia foarte sălbatică, în care soldații din armata opusă, din armata lui Kaurave, lui Duryodhana, ei se înspământau, treceau fiorii printre ei și se gândeau
cei cu Arjuna se transformă în sălbăticiunea aia, de cine este el, pentru că doar datorită regnetului lui, mulți soldați își pierdeau conștiința. Deci vă dați seama ce regnet trăgea Hanuman de pe stagul lui Arjuna. Și de aceea, deci asta este povestirea cum Hanuman a apărut pe stagul lui Arjuna și mai citesc încă o dată acest verset. Atunci Arjuna, fiul lui Pandu, așezat în carul de luptă și purtând stindartul ce avea ca semn pe Hanuman, apuca arcul gata să-și lanseze săgețele, o lege privind la fiul de Dhritarashtra așezați în linie de bătaie, Arjuna grăi către Domnul Krishna aceste cuvinte. Și data viitoare, miercuri, vom vedea care au fost cuvintele lui Arjuna, cum a fost Arjuna disperat și în capitolul 2 deja Krishna începe să o încurajeze pe Arjuna, povestim lui Bhagavad Gita. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția, dacă aveți o întrebare despre lucrurile discutate astăzi. Referitor la podul acela, este vorba de podul care le-a luat India de Finlanda? Nu este set, deci nu este acel pod, este un alt pod care a fost făcut de Arjuna ocazional. Obține eliberarea prin atingerea planetelor superioare. Deci, chiar Mahabharata povestește acest moment că spre, deci o să avem mai timp când o să povestesc ceea ce se numește Maushalya Lila, deci lila depărterii din această lume sau petrecerile depărterii din această lume al Pandavilor. Mahabharata povestește cum ei au plecat găsind un portal din munții Himalaya. Deci ei au plecat în Himalaya. Și spre uimirea lui Yudhishthira, când Yudhishthira a atins paradisul, el a fost ultimul care a atins paradisul, el a văzut în ceruri, a văzut pe tronuri, bineînțeles că a văzut pe frații săi, l-a văzut și pe Duryodhana împreună cu frații lui. Și Yudhishthira s-a mirat foarte mult, ce caută demonii ăștia aici? Și atunci Indra a spus, Yudhishthira, scuze, dar ei au murit pe câmpul de luptă cu Kurukshetra. De-aia a fost elevați în planetele superioare și plus ei mai au, își petrec ceva timp aici și ating eliberarea. Am o întrebare de puțin mai întunecată, să zicem așa, dar nu pot să mă opun. În mintea umană, tot timpul să cauți scurtături. Da. Și astfel încât primul lucru care l-am, și eu, primul lucru care, pe care m-am gândit când am auzit că pe Kurukshetra ajungi la Moksha, cred că foarte mulți oameni încep să piceacă să găsească scurtătura asta. Există, bănuiesc, oameni care se duc acolo și... Ei nu-și fac harakiri acolo, dar ei se duc la bătrânețe. Deci există mai multe locuri de acest gen în India, cum ar fi, de exemplu, Varanasi, Kashi, deci este de asemenea un loc în care, în acord cu binecuvântarea Domnului Shiva. Varanasi. Varanasi. Deci în India există un oraș care se numește Varanasi, pe malul râului Gange. Și Domnul Shiva a dat binecuvântarea, orice persoană care moare și părăsește corpul în Varanasi, atinge moksha, atinge liberarea după moartea. Deci nu planetele paradisului, dar direct moksha. Și de ce este un centru în care, deci, există foarte multe hospice-uri, deci este un oraș întreg. De fapt, oamenii numesc că este un oraș crematoriu, deci plin de locuri de cremație. Deci în fiecare zi, sute de mii de oameni sunt arși în acest oraș. Și cenușa lor este aruncată imediat în Gange, în râul Gange, pentru că plus, atingându-se de apele Gangelor, ei obțin moksha, obțin eliberarea, în acord cu legendele, în acord cu puranele. Cred că e groaznic că le-a scris-o acolo. E groaznic. Dacă vreți, uitați-vă pe YouTube, găsiți Varanasi, o să vedeți niște filme documentare. Deci e groaznic. Dar în același timp e un loc de pelerinaj. Cândva Varanasi era un centru intelectual al Indiei, pentru că erau foarte mulți filozofi în Varanasi. Era un centru de studiere a sanscritei. Din păcate, în acord cu Kali Yuga, lucrurile deteriorează. Plus există Rishikesh, unde se întâmplă același lucru, și Vrindavana. Vrindavana este locul în care a fost născut Krishna. Același lucru. Orice persoană care moare în Vrindavana atinge cerul spiritual. Deci există câteva portaluri în India și oamenii știu despre ele și ei intenționat la sfârșitul vieții sale
pleacă în aceste lăcașe pentru a-și părăsi corpul de sare. De ce... Ceva mai pozitiv. De ce ales Sanjaya asocierea cu Dhritarashtra? De ce a dat Sanjaya asocierea cu Dhritarashtra? După cum țin minte eu, nu cred că a fost impus, dar este o povestire în care a fost cumva inspirat. Inspirat tot de viața de sau de cineva, în care s-a spus că Sanjaya... Deci este o povestire, din păcate nu țin minte, dar cumva a fost făcut într-un lucru... Deci a fost făcut, acest lucru a fost făcut intenționat. Ca Dhritarashtra să aibă pe cineva lângă sine treaz, măcar pe cineva care ar fi fost treaz. Treaz din punct de vedere spiritual și moral. Și asta a fost făcut de înțelepți, intenționat, ca cumva măcar cineva să fie lângă... Pentru că Dhritarashtra avea un frate Vidura, Vidura era foarte virtuos, care era fiul lui Vyasa. Dar Dhritarashtra uneori l-a ascultat, pe Vidura uneori nu l-a ascultat. Și atunci a fost pus lângă el Sanjaya, care era un suflet foarte virtuos. Probabil a fost implicat Bhishma, străbunul lor, care intenționat l-a pus pe Sanjaya lângă Dhritarashtra, ca cineva măcar să-l ghideze. Pentru că Dhritarashtra era foarte orb și fizic și spiritual. Și atunci, ca să fie măcar cumva ghidat în viața lui, intenționat a fost pus secretarul acesta lângă el ca să-l ghideze. Era și căruțașul lui. Și era și căruțașul lui. Plus era și căruțașul. Da, da, era, este un gen de războinic care se numește Suta. Deci el este și căruțaș și războinic în același timp. E o combinație dintre războinic și Shudra. Nu o să intrăm acum în detalii. Bine, atunci, data viitoare, continuăm discuția, capitolul 1, Arjuna Vishada Yoga, și vedem care vor fi argumentele lui Arjuna pentru a nu lupta în această luptă și cam care sunt argumentele noastre atunci când nu vrem să ne îndeplinim datoriile. Datoriile prescrise. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție.